Această rugăciune este pentru toți cei ce o ascultă și o grăiesc împreună cu mine. Tot ce îți cer este să asculți această rugăciune până la sfârșit, să te rogi cu încredere și cu speranță în Dumnezeu și să lași totul în grija Lui. Și acum să ne rugăm. Tată Ceresc, Dumnezeul meu, dătător de Duh Sfânt și de mântuire, Cel ce cu viața cea lipsită de păcat pe pământ ai strălucit și în împărăția cerurilor cu slavă te-ai urcat. În zilele slujirii tale pe pământ, nimeni apropiat de tine nu a rămas nemângâiat și fără de răspuns. Tu ai dat bolnavilor vindecare, credință și încredere celor îndoielnici, mângâiere celor întristați și harul înainte vederii și a luminării sufletelor celor ce te-au urmat. Fii așadar astfel și pentru mine astăzi, căutător și cercetător al inimii și al gândurilor, și cu bunătatea ta înconjoară-mă ca pe un neputincios și neajutorat. Întoarce-mă din rătăcire și adună-mi împrăștierile și caută în mine ca să mă regăsesc în ceata celor ce bine fac înaintea ta. Vezi-mă pe mine, Dumnezeule, cel cu leac trupesc și sufletesc, și îndrumă-mă pe calea credinței, căci tânjesc să las viața mea în mâinile mai mari tale milostiviri și să urmez drumul tău fără de alunecare. Dă, Doamne, ca Duhul tău să călăuzească gândurile și simțămintele mele și în toate faptele și cuvintele mele să fie numai voința Ta. Dă-mi mână de ajutor, Doamne, și învață-mă să mă rog, să cred și să nădăjduiesc neîncetat în Tine și să nu mă depărtez de la poruncile Tale, căci vreau să mă învrednicesc de bucuria cea veșnică a împărăției tale cerești. Doar în tine mă încred cu totul, Doamne. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, bunul meu Duh și apărătorul meu în fața a toate cele ce mă încearcă pe lumea aceasta. Ascultă-mă, Doamne, acum pe mine și pe toți cei ce rostesc aceste cuvinte. Acum, când cântare îți aducem ție și numelui tău cel atot biruitor, scapă-ne, Doamne, de tot răul și de tot necuratul și de toți prigonitorii știuți și neștiuți. Și izbăvește-ne Tu și astăzi ca să nu cădem pradă lor. Scutul meu este în Tine, Doamne, Cel ce mântuiești pe cei cu inimă curată, Cel ce judeci drept în orice vreme și vezi și știi toate și care cercetezi inimile și rărunchii. Întărește, Doamne, pe cei neprihăniți ce se roagă acum Ție și nu lăsa nepedepsită nici o fără de lege împotriva lor. Iată, Doamne, chiar și în ceasul acesta, când eu te caut pe Tine,
Cel rău pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Dar el face o groapă, o sapă, și tot el va cădea în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra lui și silnicia pe care a făcut-o coboară înapoi pe fruntea lui. Căci de cel rău nu se întoarce la tine. Tu îți ascuți sabia, îți țintești arcul și arunci săgeți arzătoare. Lăudat fie Domnul pentru dreptatea lui și binecuvântați fie toți cei ce îi cântă acum numele. Lăudat fie Domnul pentru dreptatea lui și binecuvântați fie toți cei ce îi cântă acum numele. Lăudat fie Domnul pentru dreptatea lui și binecuvântați fie toți cei ce îi cântă acum numele. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, Cel ce cu întristare ai vărsat lacrimi pentru Lazar, primește Tu acum lacrimile mele. Nu am inimă vrednică să intru în împărăția Ta și nu am căința, nici smerenia, care să îmi țină ochii drepți în fața Ta. Gândurile îmi sunt întunecate cu cele lumești și nu pot căuta spre Tine în tot ceasul. Dar patimile Tale vindecă patimile mele, iar rănile Tale vindecă rănile mele. Tămăduiește, Doamne, sufletul meu, curățește inima mea și dă trupului meu mireasma bine mirositoare a Duhului Tău cel veșnic și de viață făcător. Ochii Tăi pe care i-ai înălțat pe cruce să înalțe și ochii mei către Tine. Mâinile Tale preasfinte să mă tragă și pe mine din prăpastia pierzării. Chipul Tău cel batjocorit de vrăjmașii ce ți-au dorit moarte, să lumineze chipul meu cel întinat de păcate. Iar Duhul Tău, cel pe care l-ai dăruit Tatălui atunci când chinuiai pe cruce, să mă curețe pe mine de toate cele rele și să mă îndrepte spre Tine și să alunge ispitele ce mă înfierbântează și în loc să îmi dea răcoarea dragostei pentru adevăr și pentru Tine. Amin. Prea milostive Stăpâne, către Tine alerg acum și Te rog să nu treci cu vederea ruga mea, ci să mă asculți pe mine cu milostivire. Vindecă-mă pe mine și pe toți cei dragi mie și încă pe toți cei cunoscuți și necunoscuți, Doamne, de patimile lumești care apasă asupra noastră și de care doar cu ajutorul Tău putem scăpa. Căci gândurile cele necurate și cele împotriva trupului meu și ale aproapelui meu mă fac să mă îndepărtez de Tine și de cununa vieții fericite pe care Tu ai promis-o celor ce fac voia Ta. Atinge-Te de inima mea, Doamne, și ridică-mă
din căderile păcătoase. Adu-mă pe mine la înfrânarea mântuitoare și roagă pe Fiul Tău, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să îmi ierte greșelile și să nu abată milele sale de la mine. Cad acum în fața Ta și cer să ajungă în ceruri această strigare a mea. Întărește-mă în trezvie și în curăție, Doamne. Acoperă-mă și păzește-mă de capcanele celui viclean și de toate vânările vrăjmașului. Și izbăvește-mă de osânda cea veșnică, încât să mă cuprindă mila Ta acum. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta. Și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, nu sunt vrednic de milele Tale, dar îndrăznesc să Te rog să primești și puțina mea rugăciune, așa cum ai primit cândva acei doi bani ai văduvei, și să alungi Tu de la mine tulburarea care m-a cuprins, căci în Tine, Doamne, este nădejdea mea. Viforul necazului s-a ridicat asupra mea și a intrat până în sufletul meu, dar în Tine, Doamne, este nădejdea mea. Tu cunoști prea bine pricinile relelor care mă apasă și toate cele viclene câte mă înconjoară. În Tine, Doamne, este nădejdea mea. Pe Tine Te rog să mă scapi de toate cele întunecate ale inimii mele și să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet și să mă ajuți să biruiesc în fața tuturor ispitelor, căci în Tine, Doamne, este nădejdea mea. Și slavă și mulțumire pentru toate îți înalți acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, sufletul meu și tot ce este în mine astăzi Te binecuvântează pe Tine și numele Tău cel Sfânt. Doamne, astăzi Te binecuvântez pentru toate binefacerile Tale, căci Tu ierți, Doamne, toate fără de legile mele. Tu vindeci toate bolile și Tu mă încununezi pe mine cu bunătate și cu îndurare. Tu îmi alini suferințele, Tu îmi înfrângi vrăjmașii și Tu lucrezi la facerea celor de folos mie. Lăudat fie Domnul Dumnezeul nostru, care ne ascultă acum și care pleacă urechea la această rugăciune. Lăudat fie Domnul Dumnezeul nostru, Cel care face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. Lăudat fie Domnul Dumnezeul nostru, Cel care mângâie și vindecă pe toți cei aflați la încercare. Doamne, Dumnezeule milostiv și îndurător, îndelung răbdător și dătător de bunătate, nu ne face Tu nouă după păcatele noastre și nu ne pedepsi după fără de legile noastre,
cât sunt cerurile de sus față de pământ, atât de mare este bunătatea ta pentru cei ce se roagă acum ție. La fel cum se îndură un tată bun de copiii săi, tot așa te înduri tu de cei ce îți rostesc acum aceste cuvinte, căci tu știi, Doamne, din ce suntem făcuți. Tu știi că zilele noastre sunt ca iarba. Când trece un vânt peste ea, nu mai este, iar locul pe care îl cuprindea nu se mai cunoaște. Doar bunătatea ta ține în veci, Doamne, și îndurarea ta pentru cei ce păzesc legământul tău. Dă-ne, Doamne, să ne amintim mereu de poruncile tale și să le împlinim acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu uita să împarți această rugăciune și cu alte persoane din viața ta și dacă nu ai făcut-o până acum, abonează-te la canal pentru și mai multe rugăciuni creștine. Dumnezeu fie cu tine!